Salutare, people, și bine v-am găsit la un nou unboxing care o să-l facem astăzi. Stai că vorbește și maica mea și ne intersectăm. Un nou unboxing care o să-l facem astăzi, mai puțin prețul care nu trebuie să-l luați în seamă. Avem un joc aici, pe nume Watch Dogs Legion, Resistance Edition, care vreau să-l unboxuiesc astăzi. Și o să-i facem unboxing-ul imediat. Să vedem ce e de capul lui. Mi-l am luat astăzi, de la Altex. Și sper să fie tot ok, să meargă bine pe consola mea, PS4 Slim, care este acolo, dar nu se vede prea bine pentru că e întuneric un pic în cameră. Așa că hai să-i facem unboxing-ul. Hai să-i facem unboxing-ul. Mai întâi să... nu știu cum să țin camera, să se vadă mai clar. Stai să deschid lumina, să se vadă... să se vadă... Așa. Acolo e consola mea, vedeți? Acum se vede. Acolo e consola mea, da. Acum se vede clar. Watch Dogs Legion, da, scrie mare pe Resistance Edition. Includes full game, Resistance Pack. Includes full game. Și Resistance Pack, care probabil înseamnă niște skin-uri, ceva care adaug acolo, niște chestii în plus la joc, niște skin-uri probabil de caractere noi din joc. Și hai să-l desfacem, că sunt nerăbdător să-l instalez și să-l pun în acțiune. Hai să vedem, stai așa, îl desfacem. Trebuie să găsim Gata. L-am desfăcut. Am scos țipla. Aici avem jocul. Pe spate avem indicații ce fel de joc este, da? Open World. The City of Your... ce scrie aici? The City at Your Fingerprints. At Your Fingertips. Build the Resistance. Save London. Ok. Save London și... Resistance Edition includes, ce zice, links, new playable character. Ah, încă un nou, un One VIP Week status. Earn soft currency faster. Interesant. În orice caz, interesant. Foarte interesant. One player, HDMI, Remote Play, PS4 Pro Enhanced, 50 de giga, ce aici PS4 Pro Enhanced, PS4, eu am PS4, eu n-am PS4 Pro, deci mie o să meargă pe PS4 Slim, nu o să ruleze la cele mai mari detalii posibile, dar o să ruleze la niște detalii care sunt probabil ok pentru jocul ăsta. Să vedem dacă pe alte jocuri scrie și ce consolă le trebuie, dar nu cred, pentru că e PS4. PS4 este platformă standard. N-ar trebui să-mi facă figuri la FPS. Hai să desfacem și cutia, să vedem ce este interiorul cutiei. Dacă nu știu cum să fac să desfac, să țin telefonul cu cealaltă mână, că n-am pe ce să-l țin. Dacă aveam selfie stick-ul, acum puteam să desfac. Stai așa. Stați așa, fraților, că desfacem acum jocul și iată că aici se află jocul. Iată că aici se află jocul. Aici avem How to Redeem Your Code. Resistance Pack, da? Și cartea cu Watch Dogs Legion, care este aici, în interiorul carcasei. De așa o iubire te lipsești, da? Scrie Watch Dogs Legion pe ea. Da, și mai avem o... Să te devoreze. Mai avem o chestie în interiorul carcasei. Mai avem aici un...
un pliant cu nu știu ceva, vrea să fie cu harta probabil a orașului, cu ceva, season pass-ul, aha, season pass-ul, care uitați și voi, se vede clar aici, extra missions, 4 iconic heroes, Deathsec car skin, care este în partea asta, da, și pe spate avem Watch Dogs also included, Watch Dogs Complete Edition, mamă, include și Watch Dogs Classic, oh, da, also includes Watch Dogs Complete Edition, Watch Dogs cu Aiden, nu vine să cred, oh, deci chiar a meritat banii acest pack, chiar a meritat banii, frate, abia aștept să-l instalăm și să-l punem în acțiune. Bun, și acum mergem și ne montăm, ne cablăm PS4, consola PS4, mergem, uitați și discul, e în formă perfectă, da, uitați-l, închidem carcasa, închidem carcasa deocamdată și mergem și cablăm PS4 și punem în acțiune la instalat. Bun, băgăm asta în power supply, așa. Luăm controllerul. Pornim consola. Bun, a pornit consola. Și acum ne mutăm pe canapea pe televizor. Va trebui să scot un disc care se află în consola pentru că am băgat ultima oară. Nu mai știu ce am băgat. God of War parcă am băgat ultima dată în consolă și discul de la God of War este în consolă și trebuie scos de acolo și băgat ăsta cu Watch Dogs. Deci am și Watch Dogs Complete Edition inclus pe el. Wow, două jocuri într-unul, nu vine să cred. Bun, și acum băgăm discul în unitate. Discul de Watch Dogs. Da. Uitați-l, îl scoatem aici. Este foarte ușor, foarte ușor, deci extrem de ușor. Și vom băga discul în unitatea consolei. Da. Gata, l-am băgat în consolă. Și acum să înceapă procedura de instalare. Acum suntem in action, da? Stai, să punem televizorul. Să punem așa, să-mi schimbăm poziția. Sau nu știu cum să țin camera ca să se vadă ca lumea. Ținem așa camera. Că televizorul e închis. Bun. Trecem pe PlayStation 4. Stai. Așa. Bun. Aici mă dau sign in. Și iată că mi-a apărut DVD-ul cu Watch Dogs. Vedeți, se instalează deja. A început instalarea. Și așteptăm să instaleze și vedem ce e de capul lui. O să dau eu redeem la codurile alea și o să le activez, să vedem ce mai deblocăm. Dar asta o să fac, nu o să pot să fac pe această prezentare, pentru că, pe acest unboxing, pentru că ar însemna să mișc camera mai multe unghiuri și nu am cum, pentru că am o singură mână care este ocupată cu telefonul și aia e, filmez cu telefonul, nu filmez cu o cameră profi ca să pot să o mișc cum vreau eu. Sau să mă pun eventual pe cap să filmez cu ea ce fac eu în momentul de față. Deci avem jocul pe instalare, vedeți și voi. Facem un zoom. Facem un zoom, jocul este pe instalare, a început deja să se și instaleze. Ceea ce e super și abia aștept să joc.
Și aia e, more info. More from Watchdogs Legion. Bun. Uite, mi-a apare acum ce conține. Și cam asta e... Cam asta e... Cam asta e unboxing-ul, sper să vă fi plăcut. Eu sunt Horia Apocaliptic, nu uitați să intrați, să-mi dați subscribe și like dacă v-a plăcut acest unboxing și trecem la treabă puțin mai târziu la testarea jocului propriu zis, să-i facem un gameplay de început, să vedem care este prima impresie și ce impact o să aibă emoțional, o să aibă asupra mea. Ne auzim, fraților, și vă urez o zi minunată. Bye, bye!